La începutul anilor 2000, Audi domina fără problemă cursa de anduranță de 24 de ore de la Alema. După aceste victorii, cei de la Audi au lansat un concept care se numea Audi 4 Concept. După acel concept a fost realizată mașina asta, adică Audi Europe. Și de ce Audi a scos un supercar? Ei bine, povestea este foarte simplă. În anul 1998, Audi a cumpărat Lamborghini. Și ce faci când în propria ta casă ai un Lamborghini? E bine, ce să faci? Ei motorul, ei suspensia, ei caroseria, ei anumite elemente ușoare ca fibre de carbon și așa mai departe. Și normal că crezi propriul tău supercar. Așa că în 2006 a apărut prima generație de Audi R8. Iată că suntem în 2024, iar R8 va ieși total din producție, pentru că cei de la Audi se concentrează pe alte chestii pe mașini electrice și așa mai departe. Apropo, ca un mic știați că a existat chiar și un R8 electric care se numea Etron. A apărut acum vreo 5-6 ani, cred că au fost vreo 200 de bucăți care desigur nu prea au făcut bine pe partea de vânzări pentru producătorul german. Fără prea multe pălăvrăgeri, haideți să despre ce este vorba cu acest Audi Erop facelift din 2018. Odată cu lansarea lui R8, Audi a avut ceva ce rivalii de moarte BMW și Mercedes nu au avut, adică un supercar. Pentru că, prin definiție, un supercar este o mașină cu două uși, cu două locuri, care, cel mai important și mare atenție, are motorul montat median sau motorul montat în partea din spate. Dacă să ne gândim, Mercedes, de exemplu, nu are așa ceva, pentru că AMG GT are motorul montat în față, se le reme clar la fel, se le se AMG la fel și așa mai departe, iar la BMW chiar nu putem să punem problema de vreun supercar. Deci, practic în războiul ăsta dintre brandurile germane, Audi câștigă. Ideea este că la vremea respectivă Audi 8 era cam cel mai accesibil supercar pentru că avea un preț de plecare de 200-210.000 de euro cu TVA. Iată că la GNC Auto tu poți cumpăra acest R8 din 2019 care are 30.000 de km pentru 160.000 de euro. Acest R8 este varianta facelift. Totuși, schimbările nu sunt foarte drastice față de varianta pre -facelift. În primul rând, grila frontală este mult mai mare și mai agresivă. Iar și o chestie interesantă. Dacă la varianta pre aveam aici scrisul 4, acum avem scrisul R8. De ce? E bine, până în anul 2018, divizia care se ocupa de R8 se numea 4 GmbH. Și de asta aveai o siglă cu 4 acolo. Acum, divizia care se ocupă de aerop este Audi Performance. Da? Deci ca o chestie foarte interesantă și cum vezi diferența între un pre-facelift și un facelift. După aceea, vedem că față de pre-facelift, unde aici aveam doar o bucată, adică unde este priza de aer, aveam o bucată dintr-o parte în alta, aici a mai apărut încă un element aerodinamic, să spunem așa, dar totuși priza asta de aer de aici este falsă. Spoilerul este clar agresiv și este din fibră de carbon. Apropo, mașina asta tot ce ține de pachet de fibre de carbon interior-exterior, mașina asta îl are. Este aproape full, full option. După aceea, semnătura luminoasă este și ea schimbată. Avem niște faruri full LED laser și vreau să vă arăt o chestie interesantă atunci când deschidem capota. Dar iată încă un moment de știați că Audi Air 8 a fost prima mașină de producție din istorie care a folosit faruri full LED. Bun, acum să deschidem și capota. Apropo, Cam asta este și cheia de Audi R8, în afară de faptul că aici, din butonul nostru de unde deschizi capota, practic ai conturul unui R8, în rest este efectiv o cheie de Audi A4, dacă mă întrebați pe mine. Apropo, cred că știți deja de ce sigla Audi are patru cercuri. Pe vremuri se numea Auto Union și au fost patru companii care s-au unit, de asta patru cercuri. Dar, deschidem capota... Și aici avem un spațiu de depostare care are puțin sub 100 de litri. Asta înseamnă că îți poți pune un ghiozdan, o geantă și cam atât, da? Deci nu este neapărat o mașină practică. Dar aici este o chestie foarte, foarte interesantă. Este o etichetă de avertizare, în sensul în care aceste faruri laser pot provoca radiații. Deci tu, dacă când cineva îți dă flash cu un Audi R8 și tu te uiți direct așa la far, e posibil ca după să ai niște mici probleme de sănătate. Pentru cadrul acesta o să mă dau un pic la o parte. Deci, clar, Audi R8 este făcut pe aceeași platformă cu Lamborghini Huracan. Dar față de Huracan, Audi R8 are niște proporții un pic mai ciudate. De asta eu, sincer, prefer mult mai mult r 8, cel Spider, față de modelul Coupe. Acum, jantele. Pe față avem niște jante pe și niște pneuri de 245 pe 30 pe 20, în timp ce pe spate sunt 305 pe 30 pe 20. Clar, chiar dacă este un model 4 și ai tracțiune integrală, cei de la Audi s-au jucat un pic cu diferențialul. Asta înseamnă că mult mai multă putere atunci când e nevoie să duce pe puntea spate, de asta e nevoie de niște roți mai mari pentru o aderență și mai bună. Mai departe, Capacele oglinzilor sunt și ele din fibră de carbon, iar aceste elemente de jos de la praguri sunt și ele din fibră de carbon, în engleză s-ar numi side skirts. După, încă o chestie interesantă, cei de la Audi numesc aceste guri de aer de pe lateral side baguri. Sunt și ele din fibră de carbon și față de prima generație sunt mult mai restrânse, pentru că la prima generație erau niște guri de aer care erau mult mai pronunțate, mult mai mari. Iar și ceva interesant, capacul rezervorului. La prima și cred că și la a doua generație cei de la Audi s-au inspirat pentru Aerobe de la Audi TT, în sensul în care capacul rezervorului era metalic. Și aici este o chestie foarte interesantă, un detaliu interesant pe care veniți încoace să vi-l arăt. Pe Audi Eropt ai două avertizări. Prima avertizare ar fi să nu pui niciodată benzină din bidon. Iar a doua avertizare, care este un pic mai ciudată și nu prea o vezi, să nu pui benzină mai puțin de 5 secunde. Da? Deci tu ai pus pompa, dar dacă vrei să pui benzină pentru 4 secunde, nu o face pentru că se întâmplă ceva rău. Da? Mai mult de 5 secunde. Aici, în partea din spate, faceliftul vine cu iarăși câteva mici schimbări. În primul rând, semnătura lumina asta a este în formă de L și este un pic schimbată și clar, este și ea full LED. După aceea, aici avem iarăși niște guri de aerisire, având în vedere că motorul este montat aproape în partea din spate, deci are nevoie de o răcire foarte, foarte bună. În partea de jos avem un difuzor de aer care este din fibră de carbon și două guri de evacuare absolut gigantice de mă rog, dacă te uiți la deportare, pare că nu are 4, are 6 țevi de evacuare, sunt absolut gigantice și se aud demențial. Hai să vă și demonstrez chestia asta. Acest aerob vine cu un eleron din fibră de carbon. Opțional puteți să spui un eleron care era activ. Tot opțional și ceva ce are și mașina asta, ai o suspensie adaptivă electromagnetică. După aceea, Aici avem motorul da, care, pe care îl poți vedea în toată splendoarea lui, sub această protecție de sticlă, care poate fi deschisă foarte ușor din interior. Pentru a deschide acea protecție a motorului, ai un buton care este un pic ascuns, pentru că este în spatele scaunului șoferului. Tragi de el și, după cum se vede, capacul se deschide singur. La Audi R8, după cum se poate vedea, mânerile sunt ascunse și sunt aflate chiar aici, sub. Da? Ai tras, geamul coboară și a e. Atunci când ne referim la un Audi Aero Performance standard, ne referim la un motor V10 de 5,2, un motor împărțit și cu fratele Huracan. Dezvoltă 620 de cai putere și un cuplu motor maxim de 580 de Nm. Toate aceste cifre reprezintă faptul că mașina asta prinde suta în 3,1 secunde și are o viteză maximă de 331 de km pe oră. În același timp are și o masă destul de ușoară de 1,6 600, Dar am subliniat faptul... Am subliniat cuvântul standard pentru că mașina asta are și un soft. Asta înseamnă că acum are 660 de cai putere, iar acea evacuare spectaculoasă pe care ați zis-o se aude așa pentru că este un kit de evacuare capristo plus downpipe, o opțiune care a costat cam 7500 de euro. Vom începe clasic cu materialele. Chiar dacă este un supercar, la bază este un Audi. Deci normal că o să ai multe materiale bune și premium. Adică aici în partea superioară a bordului ai piele moale, la fel și în partea superioară a ușii, piele moale, piele moale. Toate aceste inserții de carbon pe care voi le vedeți la interior, ele vin standard pe Audi R8 V10 Performance. După aceea, o chestie plăcută, scaunele. Pentru că la foarte multe supercaruri, scaunele sunt în mare parte din fibră de carbon și au o piele sau un material moale care este extrem de subțire și de multe ori te simți ca și cum stai pe o scândură, te simți foarte inconfortabil la drum lung. Ei bine, nu, la Audi e nu este vorba despre așa ceva, pentru că ai niște scaune care clar au această formă sport, această formă de scoică, dar au o piele foarte groasă da? și sunt extrem, extrem de confortabile, adică te simți că stai exact ca într-un Audi A6, dacă îmi puteți permite comparația. După aceea avem aceste cusături galbene care formează aceste romburi drăguțe. În rest, o chestie care mie personal nu-mi place, faptul că selectorul transmisiei iarăși este clasic Audi, îl vezi pe un Audi A4, A5, A6, EQ. 5 și așa mai departe, fiind un R8, mă așteptam să fie ceva un pic mai special la fel și padele, care nici măcar nu sunt metalice și sunt destul de îndepărtate de volan da? adică Clar, cu mașina asta vrei să conduci sportiv, cu mașina asta probabil că te duce pe circuit și de multe ori mi se pare că sunt un pic prea depărtate. Climatizarea este clar pe o zonă, da? pentru că na, având în vedere că stai aproape atât de înghesuit în mașina asta, chiar n aveai nevoie să ai climatizare pe două zone. Foarte simplu, de aici reglezi uh, sistemul de climatizare, ai scaune încălzite, mai câteva opțiuni foarte uh, simple pe aici, ca frână de parcare electrică, aici e ai un fel de iDrive, uh, de aici pres sau pornești start-stop-ul și fiind un Audi din nou, ai și funcție pentru dezactivarea cilindrilor. Cum faci chestia asta? Ți-a apăsat pe butonul de start stop și din cei 10 cilindri, 5 se dezactivează pentru un consum ceva mai redus la această mașină. Medie, cei de la Audi declară că uh, poți să ai un consum mediu în aeropt de vreo 14 litri la 100 de km, dați-mi voie să nu-i cred absolut deloc. Mașina asta este destul de practică în același timp. Ai un torpedou amortizat și capitonat care chiar este destul de încăpător, după aceea ai chiar și niște buzunare în uși unde țin cap. Nu, mă rog, nu o să țin capă niciodată o sticlă de apă, dar poți să pui un portofel, un telefon. Aici, pe consola centrală, se ascunde o zonă unde îți poți încărca telefonul wireless, mai ai două porturi USB type și un uh, port pentru un cablu auxiliar. Și aici, practic, nu ai o cotieră, ai două suporturi de pahare, dar chiar și în spatele scaunelor ai un spațiu mic de depozitare, cât și o magazie de CD-uri și un, două sloturi pentru carduri SD și un slot pentru SIM. Faza e că, după cum puteți vedea, este o mașină modernă, dar nu se vede niciun ecran aici pe partea din mijloc. Asta pentru că ecranul, chiar și ecranul pentru sistemul multimedia, este în instrumentarul de bord. Hai să vă arăt! În primul rând vreau să vă spun că volanul are aproape forma perfectă pentru o asemenea mașină, adică este destul de subțire cât și destul de gros încât să fie extrem de plăcut și confortabil ținut în mână. Aici în partea de jos este teșit, este un volan aproape, aproape perfect. După aceea instrumentarul de bord care este full digital și poți să schimbi vederile și în același timp îți poate afișa anumite informații. În primul rând ai butonul ăsta de view care îți face ceasurile de bord ceva mai mici ca să vezi alte informații în partea din centru a instrumentarului de bord și aici unde este rotița iDrive ai două switch ai două selectoare, da? care practic controlează meniul care ți apare instrumentarul de bord, mă rog, sistemul multimedia, da? adică dacă dăm în sus de acest buton apare opțiunea de navigație și de hartă, dacă dai în jos se apare opțiunea de telefon, după aceea din butonul din dreapta dai în sus ai radio și dai în jos ai partea de media, de aici ai meniul general al mașinii, da? Și cu rotița asta, practic, vezi tot ce vrei. Da? Asta mi se pare destul de interesant, faptul că nu mai ai niciun ecran aici, ai totul integrat în acest instrumentar de bord. În același timp, mașina asta vine și cu un sistem audio Bang Olufsen. De pe acest buton poți selecta modurile de condus și avem modul dynamic, individual, confort și auto și probabil cel mai important buton din această mașină, acesta de aici, care este butonul pentru modul performance aici e butonul de start stop și opțional dacă vrei să spui mai avei încă un buton sub acesta exact cum este acesta pus de aici care controla aveai un sistem de evacuare cum să spun, un sistem de evacuare activ, în sensul în care avem un buton de aici de unde puteai închide sau deschide valvele. Pentru cei pasionați de supercaruri, eu cred că Audi R8 este o alegere absolut excelentă. Este o mașină care, ok, clar, este un supercar, dar nu va atrage atât de mult atenția ca un Ferrari, ca un Lamborghini sau ca un McLaren. Dar, pe dedesubt și la modul cum se conduce, Audi R8 este o mașină absolut genială și o mașină pe care v-aș încuraja să vă grăbiți să o cumpărați, pentru că după cum vă spuneam, din 2024 r este gata. Producția s-a oprit, o să vedem ce o să apară, probabil că o să fie un Audi R8 electric. Până data viitoare, eu am fost Silvian Irmian nu uitați să dați un like și un subscribe și să ne spuneți în comentarii ce mașini speciale mai veți să filmăm, pentru că după cum puteți vedea, chiar reușim să le obținem.